Me. I just went to Barney, spent your whole year salary. I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. Yeah. Invitata mea de astăzi este Cara Launi și o voi surprinde muncind, sper. Sunt pentru prima dată aici la ea la atelier și pot să spun că îmi place din prima. Ea nu este, cred că mai este acolo uh, un spațiu, dar să mă fac comodă până dăm de ea. Cara este un designer sătmărean și are niște creații minunate. Haideți să vedem ce face. Bună, draga mea! Am venit la tine în vizită. Să vedem cât de harnică ești. Ia uite, ești foarte harnică. Mă pregătesc de uh, colecție. Mă duc la Cluj, la City Fashion Week. Și asta înseamnă că este multă muncă înainte. Este. Este foarte multă muncă și Uh, va fi un show foarte frumos, o să schimbe un pic uh, stilul, va fi a șasea ediție. Uh, uite ce am făcut aici acum. Hai că ne oprim puțin din lucru și mergem și povestim. Da? Uh, am văzut că e harnică. Da? Hai să ne așezăm undeva și să povestim mai multe. Așadar, aici este spațiul unde lucrezi tu, Numai da? un pic să opresc mașina. Perfect. Așa. Mm. Așa. Așa. Aici e bine? Hai Dacă ne așezăm. O, ce mă bucur că ai venit. Da. De cât timp ești aici în acest spațiu? De trei ani. De trei ani. Și continuăm, mergem înainte, Avem, am comenzi, am, fac și pe, pe stoc să am, cum acum ți-am spus, crez pentru uh, noua colecție care o să o prezint la City Fashion Week. Uh, va fi a șasea ediție, cum am început să-ți spun, uh, participă uh, foarte mulți designeri din toată țara, de altfel. Uh, va fi și, vor fi și invitați speciali care ajută oarecum la promovarea debutanților, tinerilor designer care debutează. Uh, o să vină Romanița Iovan, Eli Lăslean. Bun, ce înseamnă uh, în a ajuta tinerii? Ce fac ei, practic? Ei uh, îi ajută să debuteze, primesc premii uh, și că, având în vedere că vin, există și posibilitatea de a merge mai departe, să-i promoveze, să îi ajute să, nu știu, să înceapă să le dea un curaj. O... Da. Bun, spune că este a șasea ediție. Da. La câte ai mai participat? Uh, cu doi am, mai participat la încă o ediție, la a patra ediție, de fapt, era. Cea de atunci. A fost foarte frumos, a fost la Hotel Napoca atunci, a participat, a venit foarte multă lume, deci a fost plină, arhi plină, sala deja la un moment dat nu se mai putea intra. Anul acesta va fi ținut la Wonderland Resort. Cu ce te vei prezenta anul acesta? Va fi o colecție care va avea foarte multe culori, o colecție colorată, de fapt. Uh, rochile vor fi tip sireno. sirenă. Uh, am zis că o să introduc în colecție și uh, foarte multe rochi din dantelă uh, cu franjuri. Na, deci, deci mergi cu rochii? Da, cu rochii, cu rochii, doar cu rochii Se poate merge cu orice de aia întreb da, Eu fiind în domeniu pot să merg și cu... Eu fiind axată pe rochii de seară, da Și de mireasă, da, merg cu Rocky. da. Câte creații vei prezenta? În principiu între 16 și 20 de Între Rocky. 16 și 20 mai este timp puțin până atunci, câte da, sunt gata? Mi gata, jumătate mi s gata, cealaltă jumătate mi sunt lucru, deci urmează să le finisez. Să... Tu lucrezi singură aici? Da, da, aici da. Tot, tot, tot faci tu singură cu mânuța tot, ta? De pe tabletă, de la desen și până la produsul final când ajunge pe omraș. Da. Bun, îți dorești, te gândești câteodată să ai o echipă? Să muncească da, ceva evident pentru. mine. că -mi doresc, evident că îmi doresc și sper pe viitor că se va întâmpla treaba asta. Doar că nu știu, de ce tot timpul am chestia asta, oarecum. Neîncrederea în alte persoane. Neîncre da, neîncrederea în alte persoane. Faptul că, na, probabil nu-mi place ceva. Trebuie să descoasem, să refacem, să... Bine, că evident, la început e puțin greu până, se, până mă obișnuiesc cu persoana respectivă. Nu, nu, ar fi o problemă să... Că colaborez cu croitorese, am și colaborat. Însă nu, nu știu, tot timpul am ceva de spus. Și... Adică ai fi o șefă rea, așa, în nu, 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 chiar nu, că nu-mi place să fiu rea. Să dai seama că dacă, ar fi, dacă aș fi un, o șefă rea, atunci nu cred că ar mai vrea angajată să stea cu mine, să facem treabă. Bine, spune-ne, de cât timp ai ales să mergi pe drumul acesta? Cât timp a trecut de la... Oficial 5 ani. Oficial 5 ani, înainte mai lucram, mai îmi făceam mie sau uh, încercam anumite chestii ca și gen prima dată când am încercat ceva mai uh, serios, a fost uh, sacou, un sacou, după aia am încercat o geacă să, să le cu cos, evident că mi-a ieșit chiar foarte bine, dar nu știu, mai mult îmi place să lucrez cu rochi, să fac rochi, să creez, să tot timpul să-mi pun mintea la contribuție cum ar veni. Ai regretat vreodată faptul că ai ales acest drum? Ai vrut să dai vreodată înapoi? Nu, nu. Îmi place ce fac, pun suflet, pun pasiune, deci na, îi, nu e nu ceva ce pot să descriu în cuvinte, îmi place foarte, foarte mult. Deci Și să cos, și să desenez, și când cos de mână, tot timpul. Și e o provocare, fiecare rochie care o fac e o provocare. Da. Dar nu este greu în satul mare să, să reziști, să trăiești din asta? Ba da, în satul mare doar, în satul mare e greu, e greu, dar vezi tu, avem toată țara, avem Europa, deci nu e atât de greu dacă îți dorești să faci ceva. Poți să merg și pe național, poți să mergi și pe internațional, nu, nu stau doar aici. Deci am mers deja mai departe. Câți designeri sunt la ora actuală în satul mare? Este o întrebare bună. Păi, în primul rând, sunt eu. <laughs> păi, nu știu, în principiu sunt vreo în jur de 10 îs. 10 deci adevărați și probabil mai mulți pe păi, lângă. Da, nu știu, sunt câțiva care își, își desfășoară activitatea în mod serios. Deci au comenzi, au... Să ne imaginăm așa o situație în care eu vin la tine și îți cer o rochie minunată, deosebită, să nu mai aibă nimeni, în același timp să fie simplă. Ce mi-o oferi tu? În principiu stau un pic de vorbă cu tine ca să-mi dau seama cam ce-ți place, să-mi uh, fac o idee și atunci după aia îți observ silueta, îți... Uh, uh, Mă gândesc, îți propun cam ce s-ar potrivi și în continuare alegem modelul. Eu îți fac uh, schițe pe tabletă și în momentul în care tu ți-ai ales din schițele respective da, ăsta îmi place, ăsta îl facem ok, uh, îți iau și măsurile uh, și atunci mergem mai departe. Comand materialele, ai și mostre care ți le arăt, comand materialele și ne apucăm de treabă. În cât timp este gata rochia? Depinde de complexitatea ei. Poate să fie într-o săptămână, poate să fie într-o lună. Este scumpă care la unii? Eu zic că nu. Depinde de cât vrei să investești într-o rochie. Înțelegi? Tu ești mămica unui băiețel minunat. Spunem -mi cum faci față între cliente, cum ajungi să fii alături de el când are nevoie. Uh, Chiar mă simt norocoasă. Am un băiat minunat. Uh, și pe zi ce crește mă uimește. Uh, mă străduiesc să fac, să mă împart între toate, și casă, și copil, și job. Evident. Da. Uh, ce să zic? Nu am cum să. Nu le fac pentru că toate trebuie făcute până la urmă Și mă descurc Nu știu cum, dar cumva le mă descurc Le fac Ai un vis măreț, tu, mă ascuns La care visezi Cu ochii deschiși, cu ochii de închiși Să aici Fac rochii, am un copil Atunci ce-ți dorești mai no, mult? Mai-mi doresc, da, evident Sper să fie Da, Tu da, ești divorțată de tatăl copilului. Da, da? da. Și ți-ai dori e, e, normal să... Să-mi refac familia, da. da. Atât îți mai dorești restul? Da. Poți să spui că ești împlinită. Sănătate să fie. Să-mi spui uh, dacă gătești. Da. <laughs> normal. Că gătești. gătești că trebuie sau că îți place? Mm, când am timp îmi și place, când nu am timp nu-mi place. <laughs> Când nu ai timp faci de musai, că trebuie să da, faci, nu? Trebuie să fac, da, trebuie. Ce altă pasiune ai tu în afară de a crea rochii? Îmi place să ies cu fiul meu la plimbare, să ne petrecem timp împreună, și nu numai cu fiul meu, de altfel, dar în principiu încerc pe cât posibil să stau cu el în timpul liber, să mă ocup și de partea de școală, să-l verific, să... Nu știu, na, acum cam tot ce face o mamă, să-l și distrezi, să se simtă bine, să râdem împreună, să... Să mai ieși câteodată așa din fire. Da, evident. <laughs> Cred că și tu, nu? <laughs> așa, așa este la toate mamele, nu? <laughs> Cât da. de blânde suntem câteodată, tot mai bine. Eu îmi ies din fire dacă văd că îi zic o dată frumos, îi zic a doua oară frumos și deja a treia oară. Cred că le place, adică ei, ei cer asta, știi? Da, are momente, are momente când mă ascultă și chiar am rămas surprinsă că în ultima perioadă e foarte ascultător și cu minte, deci nu. nu Se pot... maturizează. Încet. Da, cred că da, cred că asta e și. Na, evident, și eu comunic cu el, și atunci probabil ajută și treaba asta. Ce-ți-ar plăcea să schimbi la oameni, dacă ai avea puterea asta? Ce nu-ți place la oamenii pe care îi întâlnești, pe care îi vezi? Răutatea. Toată lumea observă răutatea la ceilalți. Probabil toți suntem, că până la urmă și noi facem parte din. Da, da. Asta deja e o chestie gen lanțul slăbiciunilor, știi? că dacă face un rău, face și celălalt ca să-i întoarcă și tot așa, știi? Și atunci ai ca un bumerang totul. Dar hai să încercăm să fim mai buni, hai să încercăm să nu judecăm atâta, hai să nu ne mai urtăm atât în curtea celuilalt și să, nu știu, să căutăm orice chichiță care ar putea să dea rău sau, nu știu, fiecare să își vadă de treaba lui și... Există și la, în domeniul vostru răutate? Da există. Da? De ce? Aici totul este frumos, rochii frumoase, glamour. Da, da, evident. Nu vreau să discut despre asta. Hmm. Ce Ce răutate ar putea fi? Nu-mi place rochia ta? Sau mai mult de atât? Care este, în opinia ta, cea mai frumoasă rochiță pe care ai creat-o tu? Poate mie mi îmi place una, dar tu sigur ai... Rochia de mireasă. Este lucrată de mână, este cusută de mână, este decupată de mână, este stilul floare, deci are sub ea, are un, uh, nici nu știu cum să-i spun, o crinolină uh, formată din uh, multe balene uh, care îi dau forma aceasta. Uh, a fost ceva de lucru pe ea, mie îmi place foarte mult forma și poate dacă o să mă recăsătoresc cândva... Probabil asta o suport. Adică modelul acesta o să-l aleg. Este creată pentru cineva anume sau... Este pe stoc. Este de vânzare, de altfel. Și își așteaptă proprietarea. O să vină, cu siguranță. Dacă nu, vei fi tu, cum ai spus. Da, așa este. Bine, draga mea, ne apropiem încet de finalul emisiunii. Aș mai vrea să... Să te întreb dacă pentru voi momentul în care vă aflați pe scenă la o prezentare, da? Este răsplata a ceea ce faci în timpul anului? Aplauzele? Da, oarecum, deci când urc pe scenă pot să zic că îmi place să-mi văd acolo rochile și îmi place să aplaudă lumea și să văd că place la lume ce fac. Și odată cu asta reușesc și eu să ies un pic din uh, umbră, ca să zic așa, și să mă vadă lumea. Și atunci e un plus și la, uh, com la comenzi, la ceea ce fac. Mi se par atât de scurte momentele acelea de pe scenă, adică omul muncește atât de mult Chiar la Chiar colecție. Sun. Chiar sunt și trebuie modelele trebuie să meargă repede pe scenă pentru ca să nu se plictisească lumea, să ajungă toți designerii să-și prezinte și să nu plece lumea că la un moment dat este că lumea se plictisește și pleacă. Dacă designerii reușesc să, să mențină acolo spectatorii, atunci e foarte bine. Uh, Mulți nu știu ce se petrece în spate. În spate e o întreagă nebunie, în spatele scenei, ca totul să pară perfect. Da, într-adevăr este o nebunie. Uh, îs, uh, împărțite, manechinele sunt împărțite în, în două grupe și, în general, merg la fiecare designer. Uh, trebuie să fii gata la timp, în momentul în care iese colecția designerului din înaintea mea, eu trebuie să fiu gata cu primele 10 sau câte modele am și atunci când se termină, când termină modelele de ieșit de, pe scenă, trebuie să intre iarăși. Dacă mai am rochi în plus, trebuie să intre iarăși. Este și bine eu să, să fii gata și cu partea a doua de rochi. Este bine să fii la începutul show-ului sau la mijloc sau spre final? Mm, nu știu acum, depinde, dar cred că la început e mai ok. Draga mea, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația în emisiune. Succes acolo unde urmează să mergi, și pe urmă te așteptăm cu noi vești. Da, sigur. Îți mulțumesc și eu că ai venit în vizită și te mai aștept.